Energia Pandurii este pe locul 6 în clasamentul Ligii Naționale după ce a acumulat 24 de puncte în tur. Cel mai bun marcator al energiei din prima parte a campionatului Florin Acatrinei recunoaște că îi așteaptă un retur cu meciuri dificile. Interul de la Energia este pe locul 2 în clasamentul golgheterilor din Liga Națională cu 74 de goluri la un gol diferență față de liderul Andrei Grasu de la HC Baia Mare. Acatrinei își dorește rezultate favorabile în meciurile de pe teren propriu. Va fi un retur foarte greu, avem, cum am mai spus, meciurile importante, le avem acasă cu echipele de top și sperăm să nu facem niciun pas greșit acasă și în deplasare să câștigăm tot ce se poate câștiga. Problema asigurării locului 6 nu se mai pune pentru handbaliștii antrenați de Liviu Andrieș, dar gorjenii vor un loc mai sus în clasament. Problema locului 6 nu se mai poate pune mai mult ca sigur, dar vrem să terminăm cât mai sus în clasament, să avem o echipă mai accesibilă la play-off. Acatrinei face parte și din lotul naționalei la handbal. Trei jucători de la Energia s-au calificat alături de tricolori la barajul pentru campionatul mondial de la Qatar din 2015. Acatrinei ar prefera ca adversarul României să fie Austria. La națională ce adversari ți-ai dorit? Nu, știu, toate echipele sunt puternice la acest nivel, dar poate Austria, cred că Austria ar fi cel mai... Dar am văzut acum la campionatul european și ei practică un handbal destul de bun. Nu știu ce vrea Dumnezeu. Pentru Energia urmează o săptămână de pregătire, handbaliștii gorjeni antrenându-se pentru primul meci oficial din acest retur în compania celor de la HC Baia Mare. Urmează o săptămână de pregătire și trebuie să pregătim meciul de duminica viitoare cu Baia Mare și să fim prezenți și pregătiți 100% pentru că este începutul returului, se spune, da? Și trebuie să începem cu dreptul, obligatoriu. HC Minaur Baia Mare, prima adversară a gorjenilor din 2014, este pe locul 7 în clasamentul Ligii Naționale cu 13 puncte.